Poliția intervine să elibereze trotuarul. Învățători sau părinți de elevi de la liceul Prometeu își lasă mașinile pe trotuar ca să educe sau să aștepte odraslele. Și miliția face ordine. Foarte bine. Girofarul pornit. Amenda pe loc. Nu. 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 Dar eu sunt capabil. Zic că sunt capabil și eu, doar că de data asta nu. Foarte bine, vreun pieton revoltat o zis, dar cât se poate să vă șterg vouă mașinile de pe trotuar. Chupacabra. Îmblați cu transportul public, nu vă obligă nimeni să îmblați cu mașina numai pentru că o aveți. Transportul public e subvenționat, e nepoluant. Troleii vin vreo două pe aici, e adevărat că am așteptat un sfert de oră și am pornit pe jos. Noroc că n-am de mers departe. Dar cereți primarului, consiliului local, cereți frecvență mai mare de transport public și nu poluați, nu aglomerați orașul cu mașini dacă nu aveți unde parca. Simplu.